Mulțumim. Hai Grigore și-mi arată măi, cum jucai când erai fată măi măi. Greg! Acesta unde vine? Acolo, unde l-a văzut. Mulțumesc. Cu plan. Noi îți mulțumim că existi în casa asta. Că dacă n-ai, strânge tu. 2, 3. Mai început să fumeze iar. Eu vreau să zic că i-a fost tot din casa țigărilor. Și tu la fel. De-aia și trebuie să te lași. Și mă bucur că în sfârșit te lași. Eu oricum nu prea pot să înțeleg dependențele astea, știi? Dar nu. Adică cum se mă lăs peste? Ce simt de nu poți să te abții, știi? De doar gândul. Care e mâncarea ta preferată? Nu poți să te lași de ea. Adică îți place atât de mult că nu poți să te lași de ea. Cam același lucru. Dar totuși doar mâncă din cap, presupun, dacă scrie doar gândul. Ești de exemplu, pâine. Nu poți să mănânci fără pâine. Știi? Da. Nu. Exact. E o chestie și psihică, în primul rând, și e și un pic nicotina aia îți provoacă dependența. Dar mai mult psihică. De exemplu, un fumător, după ce mănâncă tot timpul, iese să fumeze. În pauze, cum eram noi tot timpul ieșeam la fumat, deja ți intră așa în reflex. Da, ci că ta e puterea de mâncare, nu? Mm-hmm. Mulți nu renunță că le-e frică că o să se îngrașe, mai ales femei care fumează. Nu e gata gurie. Așa mănânc. Gata iubie. E poftă. M-am dorit așa puțin cu deasupra, oricum m-a pus cum mănânc. O să tai acum să văd dacă este gata. Cred că e gata. Eu nu cred. Eu nu cred că pot să mănânc nici tot ce e aici. E bine, e gata, vezi? E bine, la câte grătare la viața mea am făcut. Ha, ha, ha. Te-am avut să-ți întâră. Mă simt pe aia mă duci doar mâncărițe la cățel și pe apă cățelul tot. Cred că și pulpele aia poți să le dai, dacă nu le mănânci tu mai târziu. Poate mănâncă cineva din casă, e bine. Nu, e aici, nu mai mănânc, dar... Fac un dețel la sfârșit, cum mai bine, îmi făceați mai târziu când fac cu paia și mâncai proastă. Eu când i-am zis lui Raimond pe dimineață, cu toată carnea lui, cu toată carnea, carnea, toată carnea Laurei, Mariemitei, nu i-o punem pe grătar, las că și face mai târziu. Mi s-a părut puțin aguri. El a crezut că... Nu, am mănânc foarte puțin. O pulpă, doi mici, o felie de carne. Păi zice, ziceam că doi mici și puțin din carne, nu fie cât așa. Și o pastă. N-ai mai luat cumva de fructele mari? Nu. Mm. Bipui, dacă dă la căței, poți să stingă la. Ca să răcească părintea, să-i dau la căței. Mm. N-ai păcat, mi-a venit întrebat pe Maria. Mariana? Mariana? Avem trei pulpițe.
Vrei să vi le păstrăm să le mâncați voi mai târziu sau le dau la cățel? Nu mai întreba. Am mâncat acum și diseară mâncăm altceva. Ce? Ce ai zis, Grit? Mai repet o dată. Nu, nu, deci sigur, spuneți-mi că e păcat de ea. Poftă bună. E pe grătar. Poftă bună. Mulțumim, e pe grătar și nu ar trebui să mănânce. Știu, dar având în vedere afirmația lui Raymond când a spus că nu-i plac august de găină de țară, păi, se poate interpreta. Dar n-am gustat deloc din ea. De țară. Wow, dar arată foarte bine. Păi, da. Și vreți să ne dați nouă pe gratis? Nu, vreți să ne dați înapoi, nu știu... 3 sferturi din buget. Poftim. Oricum, le vrem. Bun, le las să le fac mai bine, da? Las le... Da. Că normal că le vrem. Ce suntem frate să nu le vrem? Păi e păcat, nu că sunt... Eu primi să mă lăși pulpe! De ce că mai intră? Ce? Tu știi ce e stomacul ei dacă mai intră sau nu mai intră? Iubi, fii puțin aici! Nu glumă, eu acum te văd. Tu poți să faci ce vrei tu. Păi dar trebuie să am grijă de ele, mi-a spus Constantina. Nu las că am eu grijă de ele. Nu las că am eu, de ce stai tu dacă sunt ale mele personale? Vezi că nu mai am așa arsură când mi-a spus ca lumea. Vă mulțumim foarte mult. N-am văzut pentru ce. Deci, da, mai e uscat. Dar știi ce cred eu? Că de fapt nu sunt 3 pulpe, sunt 3 părticele din 3 pulpe. 3 bucăți! Pentru că pulpele erau mai mari. Deci e o pulpă jumate. Ai zis, ai vrut să zici 3 ca să pară mai wow. Nu, 3 bucăți! Lasă, Raymond, că e visează. Dacă te unim că să fie acolo. Ai vreo cunoștință gemeni afară? Cu papagal. Da, păi iubitul ei a fost gemeni. Iubitul meu a fost. Și tot așa era tipicat că suntem noi? Da, s-au și despărțit. Nu, nu. Grigorie este... Okay? Măcar e glumeț, e, știi, are ceva. Da, mă, are un talent. Mă, așa are ultima bucă. Doamne feriști. Mai mănâncă dacă mai intră ceva. Intră, doamna dragă, îți dă checiu. Ia vezi, nu mai dai idei. Mulțumesc pentru carne. Multă plăcere. Dar măcar ați crestat-o? Da. Eu cred că o să mănânc acum. Că eu doar o mănânc caldă, nu stau să se facă rece, nu? Așa tot la căței. Vrei și mici? Da, dă-i mici. Mici, mâncați mai târziu. Aș vrea un mic dacă tot dați pe gratis. Dar voi de ce nu vreți? Păi dar nu v-am făcut nimic, așa ați mâncat. Și mușdei dacă vreau. Nu-mi place. Uite, mușdei și Mariana îi place. Ei ți-a zis și e foarte bun. Cum nu vrea? Gura, DJ. Mare! Vrei tzatziki? Da. Nu mai pot acum că... E doar o imitație de tzatziki, sunt sigur. Și este... Tzatziki nu e așa, și parte mine. Este foarte slab, așa, nu miros să miros foarte mult. E cu smântâne și castraveți. Unde sunt castraveții? Uite acolo. Mâncam și eu când eram acasă de la dar. Minu, e foarte bun. Nu, băi, nu te lăsa de meritor. Eu refer să-l spunea să-ți fie gura. Nu le-am mie. Nu mai comenta. Ține-o la semna pentru masă. Eu m-am să scrie de bine. Mulțumesc. Las... Pentru ce? Doamne, pentru ce? Auzi, iau un mic, ăștia sunt pe gratis, auzi. Mie... Hai să pun zi. Și asta, să dăm la un mic. Nu, îi dăm la căței. Ia un mic unul tu. Îi dau și pâine. Ia și unul. Ia măcar unul. Ia tu la ăla. Nu, îi dau la căței. Nu, e pregătate, mă mâncă mai târziu. E cam jumătate ăsta. Hai mă, că glumește mare. Tina... Nu te supăra pe-l, că noi îl știm. Mă, îți dau la căței, da? Da. Nu vreau, mersi. Dau o jumătate de pulpă, vrei? Ți-am spus că nu mai pot, pur și simplu, nu mai pot, deci m-am supărat dinainte, nu mai încape, deja gata, am mâncat. Din nu mai încape, dar eu mănânc doar ca să-l arunc. Nu faci material pe baza asta. Păi a făcut deja, mai. Nu mai supăra. A făcut deja, acum te fac runda 2, scena 1. Dar știi ce mănânc eu? Ca să nu aruncați la cățe. Nu e bine să aduci mâncare. Nu e bine să aduci mâncare. Dar poți dacă este să mănânc mai târziu, o pui deoparte și mai... Așa zic și eu, dar el... O încălzești și mănânc mai târziu. O să mănânc mai târziu, dar măcar una dintre ele o mănânc acum, ca să știu că am mâncat-o caldă. Dar cum și mai târziu dacă o încălzești o caldă, mănânci? Că a încălzi înseamnă aș și mări... Nu, poți să-l arunci. Nu, mulțumim. Nu mai pot acum. Bine. Mi s-a... M-a săturat. Dar vezi că eu m-aș sta să rămână mai mult, totuși l-am mâncat.